Târgul regional pentru artizanat și meșteșuguri este organizat de Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova. Ne-am decis să susținem și micii artizanat, și micul artizanat și meșterii populari și efectiv partea de tradiții din fiecare zona țării. Avem o întreagă paletă de meșteșuguri aici, de la producători de produse din blană, țesători de ei, țesători de covoare, producători de produse tradiționale în sensul de lut, da, ceramică, iarăși produse alimentare tradiționale. Târgul a adus în bănie 32 de meșteșugari din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Bacău, dar și din capitală. Au venit cu produse măiestrit lucrate, de la ceramică și sculpturi la ii și covoare. Antoaneta Nadu este din Bechet, dar își vinde produsele în întreaga lume. La mine în atelier se practică meșteșugul țesutului covoarelor și sigur că reprezint județul Dolj, ca de altfel în toată lumea, l-am reprezentat și ar fi fost rușinos ca să nu vin la acest târg. Eu am venit cu covoare și carpete oltenești, care sunt din lână și bumbac, au două fețe și respect foarte mult motivele tradiționale din sudul Olteniei, dar și coloritul din zona de unde vin. La târg am întâlnit-o și pe Vasilica Olaru din satul Olari, al cărei meșteșug nu poate fi decât olăritul. Avem tot felul de modele care sunt și tradiționale și facem și peisaje. Țăranii noștri care sunt, țărâncuța care stă în ogradă și toarce, peisaje cu pomi, cu cocoșul care vine tot din zona Horezului, cocoșul e emblema Horezului. Avem mai multe modele, coada de păun, mai multe modele care sunt tradiționale. Unde vindeți produsele noastre? Mergem în toată țara, de exemplu, mult la muzee. Și se vând? Da, se vând. Târgul regional pentru artizanat și meșteșuguri va rămâne în bănie până duminică, la ora 18. Cei care doresc să viziteze standurile trebuie să știe că intrarea este liberă.